Într-o conferință de presă, senatorul social-democrat Gavril Mârsa a anunțat că organizația pregătește deja candidați pentru toate funcțiile la alegerile din 2011, pentru locale, dar și pentru parlamentare. Pentru funcția de președinte Cătălin Nechifor și noi îl vom susține cu toate forțele pentru că este o soluție de schimbare în bine a lucrurilor în acest județ. Cătălin Nechifor este în PSD din 2002. În perioada 2004-2006 a deținut și funcția de președinte TSD județul Suceava, iar în 2004 a fost ales vicepreședinte al Tineretului Social-Democrat România. În 2007 a fost ales membru al Parlamentului European, iar în 2008 deputat în Parlamentul României. Cătălin Nechifor este actualmente șeful PSD Suceava și deputat ales în Colegiul Fălticeni. Senatorul Gavril Mârsa a adăugat că în ceea ce privește subiectul alegerilor din 2012, PSD nu are de gând, cel puțin deocamdată, să facă o alianță politică, singurul obiectiv fiind acela de a înlătura PDL-ul de la conducere. O asociere de coagulare a tuturor forțelor democratice din județul Suceava împotriva puterii stat portocalii care se manifestă într-un mod totalitar mai crunt și mai dur decât puterea comunistă.